În lumea artelor plastice din Republica Moldova. La vârsta de 56 de ani s-a stins din viață graficianul și pictorul Vasile Movilianu. Colegii de breaslă, rudele și prietenii și-au luat astăzi adio. Corpul neînsuflețit al artistului a fost depus pentru câteva ore la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș. Vasile Movilianu este considerat un nume distinct în arta plastică din Republica Moldova. Creațiile sale au atras atenția criticii de specialitate imediat după absolvirea Institutului Poligrafic din Moscova. A început să ilustreze cărți pentru copii într-o perioadă când grafica de carte era considerată o cenușă reasă. Grigore Vieru, Spiridon Vanghele, Dumitru Matkovski, Mihail Sadoveanu sunt doar câteva nume, cărțile cărora au fost ilustrate de artist. Să schițez portretul unui artist de talie al lui Movilianu, oricum ele rămâneau pe puține, pentru că a pune în valoare multiple capacități de care da dovadă Vasile e imposibil. A trecut peste greutățile vieții cu brio, chiar dacă un handicap locomotor i-au creat dificultăți în mișcare. I-au fost mereu alături soția și cele două fiice, care au îndrăgit profesia tatălui și i-au călcat pe urme. Pe lângă faptul că era un colorist bun și avea o tehnică deosebită, colegii de breaslă spun că era un prieten bun și un om extraordinar. Sufletul său vibra la tot ce înseamnă frumos. Drept dovadă sunt numeroasele serii de lucrări, precum Evantai de primăvară sau Chișinăul vechi. Îl apreciez în primul rând pentru că calitățile sale sufletești. Deci a fost un om cu o inimă mare, un om care, având foarte puțin, mai mult dădea decât primea. Vasile Movilianu va fi mormântat mâine în satul natal Secăreni, raionul Hâncești. A fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova și al Asociației Internaționale Artiștilor Plastici din cadrul UNESCO.